Referirea care a apărut, sau mai bine spus, ceea ce a apărut în presa italiană, vis-a-vis de împușcarea din zona Neamțului, a un număr foarte mare de ciocârlii. Vă spun că astăzi chiar am pus întrebarea aceasta pentru că am citit în presă, deci informația de acolo am avut, am vrut să văd cum a fost, care a fost dată autorizația, cum a fost dată autorizația și pentru ce număr de astfel de ciocârlii. Mi s-a spus că un număr de 40, țin să vă anunț că număr 30. Nu Ministerul Mediului este cel care se ocupă cu emiterea autorizației de vânătoare pe aceste specii. Noi avem decât carnivorele mari, eu vă spun decât ca informație, nu este la Ministerul Mediului, dar m-am informat pentru că am primit informația din presă și fiind astăzi aici, era normal să pun această întrebare. Acum se fac investigații, am cerut colegilor mei de la inspectoratul, de la Garda Forestieră și inclusiv de la Direcția Silvică și de la Ocolul Cinegetic, unde a avut loc această împușcare, vânătoare, pardon, a ciocârlilor, să verifice, să poată să comunice foarte bine, inclusiv cu alte instituții ale statului, să vadă dacă nu cumva această împușcare a fost făcută într-o altă perioadă de timp și ele au fost scoase în afară acum. Deci eu nu pot să vă dau foarte multe elemente pentru că, nefiind în zona mea, nu am fost informată decât astăzi în presă. Eu mai mult decât să-i rog pe colegii mei și lucrul acesta să-l scot în evidență că este un lucru care nu trebuie să mai apară în presa internațională ca fiind iarăși o bilă neagră, i-am rugat să ia atitudine, să verifice și în cazul în care se dovedește că este cineva vinovat, acel vinovat să-și plătească.